iunie, Vasco da Gama a avut 16 jucători. Da, acolo în Brazilia sunt alte restricții sau, mă rog, altfel se reacționează la restricții. FCSB are 9 jucători infectați. Întrebarea este cum Dumnezeu s-a ajuns în situația asta. Avem aici golul lui Denis Man, a nu știu câta oară, când am crezut că meciul e terminat. Și aici, la fazele astea, la fazele fixe, că acesta este Tumbașević. Asta este golul de 5-5. Spun eu că fără portar nu era gol. Fără dacă, portar, acum, nu se ducea gol. L-a lovit în spate acum, într-adevăr. Acesta este golul lui Adi Petre din minutul 108, golul de 6-5 și se încheie apoteotic cu reușita lui Tomanović. Din nou, după o gravă eroare, iată o minge plecată de la portar. Crețu aici a păcălit de adversar. Nu, dar de vină este Panțărul. Deci la faza asta Panțărul care nu vine cu om, da. Este noaptea minții, pentru că Panțărul vine cu Tomanović, dar se oprește. La un moment dat se oprește. Se oprește cum s-a oprit Briceag cu voluntari. Da, cu voluntari în ultima etapă. Noaptea minții, cum să te oprești acolo, cum să nu vii cu el. Hai să vedem că un thriller de genul acesta trebuia să aibă și un astfel de deznodământ și un astfel de final. Dacă a fost nebunie, să fie până la capăt. Aici sigur că este doar o chestiune de șansă. Filipović și Răzvan Dukan. Probabil instrucțiuni, galben, dacă nu respectați lucrurile, după aceea afară, să nu părăsiți linia. Da. Da. Așa mai departe. Oamenii ăștia sunt puțin, dar uite că au rezistat până la capăt. Da, cei 7 plus executantul. 8 jucători de cap. Tomanović a dat 2 goluri. Hai, Duca! Execuție imparabilă. 1-0. Pentru Bačka Topola. Tras bine Tomanović. 2 goluri astăzi. Și penaltiul acesta transformat. Foarte bine trasă mingea. Greu de spus. Olimpiu Moruțan. Hai, Moruțan. Foarte bine tras, a ghicit Filipović, dar a tras aproape de bară, greu de scos. Restabilim egalitatea. Vlad, n-aș vrea să fiu gură spurcată, dar tot cu Partizan Belgrad, mi-aduc aminte de pici cu Partizan Belgrad, tot în Serbia, da. am lăsat o ocazie importantă de a ajunge în Liga Campionilor. Cam de pe loc, șutul, ai, a fost pe minge, da. A fost Baniaț sau Zeț, nici nu contează. Doi la 1 pentru Bačka Topola, Zeț este cel care a transformat. Acesta este Perianu. Mai Perianu, foarte bună, 2-2, plasă laterală, portarul trimis în partea opusă, 2-2. Juca bine Perianu astăzi. Da, da. Și el și Simion, cred, au fost ok, iată, deja cu piciorul într-o atelă. Acum este Baniaț. Hai, Dukane, se aude de pe margine, spunem și noi de aici de la microfon, chiar dacă nu ne aude. Bravo, Dukane! Bravo, măi, Dukane! Apără, Dukane! Bravo, copile! A mirosit bine, a plecat la timp, a blocat mingea și deznădejde pe chipul adversarilor noștri.
Filipovic acum, să vedem cine își asumă responsabilitatea, cine este al treilea executant al FCSB-ului. Panțăru. Bate Panțăru, că mingea a fost atinsă de Filipovic, dar nu mai contează, intră în plasă, este 3-2 pentru FCSB. Câte două lovituri de fiecare echipă au mai rămas. Haiducan, Haiduchi, încurajări de pe margine. Ducadan, Ducan rimează cu Ducadam. Greu și pentru puști, până la urmă trebuie să recunoaștem, să te arunci cineva în apă la o asemenea partidă. Hai Ducane, să vedem. Păcălit de data aceasta. Antonici am transformat. Important este ca jucătorii de atac acum să își facă datoria, jucătorii de câmp să transforme. Cred că este Adi Petre. Da. Haide Petre, avem nevoie de o execuție bună. Da, 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 o, foarte bine. Mărturisesc că am urmărit cu inima strânsă execuția lui. Puțină emoție, într-adevăr. Care este, să știe, e în mare conflict cu clubul. Da, spun da. Acum că și-a terminat treaba. El refuză să se antreneze, s-a tras atenția. E în... Mai contează, da, okay, atacul contează. Astăzi a transformat și penaltiul. Ducan poate acum să... intre într-o oarecare istorie, spune, pentru că o asemenea partidă cu siguranță va fi memorabilă. Hai Ducane. Este gol. A transformat Giuric. Și acum ultimul penalti. Probabil Denis Man. Este, vrem să fie ultimul penalti. Da, este în piciorul lui. Sper să fie Denis, sper să fie ultimul, cum bine spui. Sper să încheiem cu bine. Da, Denis Man. Hai Denis. L-a învins odată din penalti pe Filipovic. Pupă mingea. Și se pregătește să califice FCSB-ul în turul 3. Haide Denis. Haide Denis, față în față cu Filipovic. Denis Man. Gol FCSB. Nebunia din Topola se încheie cu calificarea echipei noastre. Nebunie, mai au puterea să zâmbească jucătorii lui Pintili și el râde în barbă. Nimănui nu-i vine să creadă că o astfel de partidă s-a putut întâmpla. Ei bine, FCSB obține la penal